Isaia 14 de la versetul 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezănoaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dar ai fost aluncat în locuința morților, în adâncimile pământului. Apocalipsa 19, de la versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb, cel care ședea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Amin. În experiența noastră zilnică, în relație cu oamenii, dăm peste tot felul de oameni. Suntem diferiți și avem tipare comportamentale diferite. De exemplu, sunt oameni împrăștiați. Știți cum este omul împrăștiat? Se apucă de lucru și pe unde merge, acolo lasă toate lucrurile, este împrăștiat. Ferească Dumnezeu să ai un meșter care îți lucrează ceva în casă și e împrăștiat. Că atunci când a terminat lucrarea, e mai multă mizerie decât când a început-o. Ferească Dumnezeu să ai un musafir împrăștiat. Că în casă îți lasă toate lucrurile de-a valma, vraiște. Da, așa este, împrăștiat. Dacă e la cor, pe unde are partiturile, pe acolo le găsește anul viitor. Că sunt oameni împrăștiați. Alții, din potrivă, sunt meticuloși. Sunt deosebit de organizați. Toate lucrurile trebuie să fie la locul lor, toate trebuie să fie cu colțurile aliniate, absolut totul. Și biții de la covor trebuie să fie peptănați. Nu pot să stea liniștit dacă ceva nu este perfect. Meticuloși. Așa sunt. Ferească Dumnezeu să-i ai de șefi. Că dacă ai un șef din ăsta, e pe urmele tale și orice nu este după tiparul lui, îți este imputat. Alții sunt oameni care se fixează pe o idee și nu se pot dezlipi de ideea aceea. Intră ca într-un tunel. Au felul acesta de a fi în tunel. L-a prins o idee și dacă este în mijlocul drumului și vine tramvaiul. Nu vede că vine tramvaiul și dacă vrei să-l tragi la oaltă, să-l tragi de o parte de acolo, nu reușești pentru că e prins în ideea lui sau a ei. Oameni care intră în tunel. Și când ai de-a face cu oamenii care au intrat în tunel, oricât ai încerca să le spui altceva până ieși din tunel, n-ai cu cine vorbi. Alții, din potrivă, sunt cu capul în nori. Stai de vorbă cu ei și nu pentru că sunt în tunel, ci sunt cu capul în nori. Și parcă sunt în La La Land. Orice ai face, nu ajung să aterizeze în realitate. Și am putea continua, numai că în dimineața aceasta ne vom ocupa de o altă categorie de oameni, și anume, oamenii care sunt în robia fanteziilor. Oameni care au ajuns în robia fanteziilor. Ce sunt acelea fantezii? Fanteziile sunt plăsmuiri ale imaginației, plăsmuiri care sunt rupte de realitate.
Aceste plăsmuiri ale minții, aceste fantezii, sunt realități rupte de realitate. Sau mai precis, sunt imaginații care nu au nimic de a face cu realitatea. Sunt rupte de realitate. Dar pornesc de la imaginație, dar fanteziile trec dincolo de realitate, în timp ce imaginația sănătoasă rămâne în realitate. Imaginația sănătoasă este capacitatea minții noastre de a se uita la lucruri și de a vedea că ai putea face ceva mai bine sau mai frumos. De exemplu, câți dintre dumneavoastră v-ați mutat cel puțin o dată în viață în casă nouă sau în apartament nou, mâna sus? Vă mulțumesc! Să vă binecuvinteze Domnul în casa în care v-ați mutat. Întrebare. Dacă ar mai trebui să faci o dată casa aceea sau apartamentul acela, l-ai face tot la fel? De ce? Că pe baza experienței, a cunoștințelor pe care le-ai acumulat, zici, acum aș ști să fac mult mai bine. Acum aș face altfel. Imaginația care pornește de la realitate te ține în sfera realității, dar te ajută să faci lucrurile mai bine. Imaginația aceasta rămâne în contextul realității. Doar că o reașează, o prelucrează și o face să fie mai eficientă sau mai frumoasă. Spre deosebire de aceste imaginații, fanteziile sunt rupte de realitate. Sunt într-o lume care este doar în mintea celui care produce fanteziile. Realitatea acelor lucruri nu există în realitate. E ceva doar în lumea imaginației ruptă de realitate. Ca să ne putem înțelege mai bine acest pericol a alunecării în fantezii și în robia fanteziilor, în dimineața aceasta ne vom uita la 4 tipuri de fantezii, apoi ne vom uita la cauzele fanteziilor și la pericolul păcătoșeniei lor și în partea finală ne vom uita la tratament. Cum anume putem fi tratați de această robie a fanteziilor? Așa că vă rog să aveți Biblia la îndemână, pentru că vom călători prin Scriptură și ne vom uita la 4 tipuri de fantezii. După conținutul și formelor, fanteziile sunt enorm de multe și nu avem vreme să le luăm pe toate. Am ales pentru noi în dimineața aceasta doar 4 tipuri de fantezii. Și începem de la Isaia, capitolul 14, la ceea ce se numește fanteziile de grandoare sau de mărire. Fantezii de grandoare sau de mărire. Cei care cultivă fanteziile acestea intră într-o lume imaginară în care ei devin centrul universului. Creează un univers rupt de realitate și în universul acela ei sunt cei mai mari, cei mai tari, ei sunt cei mai deștepți, ei sunt cei mai. În această lume în care au alunecat, este o lume a fanteziilor, dintr-o dată se rup de realitate, cu toate că trăiesc în realitate, dar mintea lor, imaginația lor, comportamentul lor este ancorat în această lume fantezistă. Avem aici primul exemplu de fantezii de grandoare. Este vorba de Lucifer. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca și cel prea înalt. Este vorba de Lucifer. Un heruvim, o creație a lui Dumnezeu din lumea angelică, a cărui imaginație într-o zi a plăsmuit un alt fel de univers. Un univers în care el este Dumnezeu.
Un univers în care El este la cârma tuturor lucrurilor. El este mai presus de tot și de toate. El este cel adorat de întregul universul. El este cel căruia îi se aduce închinare. A creat o imaginație, o lume fantezistă, o lume care nu există și s-a comportat de parcă lumea aceea ar fi putut fi adusă în realitate. În lumea aceea fantezistă, mintea lui s-a întunecat, inima lui s-a împietrit și din heruvim strălucitor a devenit cea mai hidoasă făptură din tot universul. Dar vă rog să vă uitați, tu ziceai în inima ta, tu te gândeai, vei fi mai presus de scaunele lui, de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezei noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca și cel prea înalt. Este această fantezie de mărire, de grandoare. Găsim în multe alte locuri, la nivelul oamenilor, fantezia aceasta de grandoare, dar dintre toate exemplele biblice, pentru dimineața aceasta am ales unul din cartea Estera. Vă rog să întoarceți la cartea Estera, la capitolul 5. Este vorba despre Haman. Ajunge unul dintre sfetnicii împăratului Ahasveros și pentru Haman, realitatea imperială așa cum era, este neacceptabilă. Așa cum este pentru Lucifer, lumea creată de Dumnezeu și în subordinea lui Dumnezeu, nu-i place lumea aceea. Lui Haman nu-i place pentru că în toată împărăția este cineva care nu îi dă onoarea pe care crede el că o merită. Așa că începe să construiască o lume fantezistă. De la capitolul 5, versetul 9 în continuare. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită, dar când l-a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totul să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș și Haman le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpetenile și slujitorii împăratului. Și a adăugat, eu sunt chiar singurul pe care și împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine la ea împreună cu împăratul. Realitatea este că are și cinste, are și influență, dar nu-i de ajuns. Așa că începe să dea drumul la o imaginație ruptă de realitate și se gândește cum să elimine din lumea aceasta tot ce nu-i pe placul lui. Capitolul 6. Haman a intrat la și împăratul i-a zis, Haman, ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine, pe cine altul decât? Pe cine altul decât? Pe mine. Vrea să-l cinstească împăratul. Și dintr-o dată, imaginația lui fantezistă începe să lucreze. Ce mi-aș dori eu ca să am ca și onoare, ca și cinste, ca și prestanță, ca și publicitate, care este locul și cinstea pe care mi l-aș dori eu? Și Haman i-a răspuns împăratului, omul pe care vrea împăratul să-l cinstească, trebuie să îi se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul pe care călărește împăratul, și să îi se pună cunona împărătească pe cap, să se dea haina și calul uneia din căpetenile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să se strige înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Observați fantezia lui?
să fiu îmbrăcat cu haina împăratului, să mă duc călare pe calul împăratului, să fie una dintre căpetenile cele mai de seamă care duce calul de căpăstru și să se strige în toată cetatea: așa arată omul care e cinstit de împărat. Așa e că sună interesant. În mintea lui, aceste fantezii îl înalță atât de sus încât te întreb dacă e normal la cap. Și împăratul ascultă tot ce spune și spune: Haman, du-te și fă așa cu cine? Cu Mardoheu. Observați cât e deruptă fantezia lui de realitate? În realitate, Mardoheu era în planul lui Dumnezeu să fie cinstit, dar în fantezia lui toate se învârtă în jurul lui. Aceste fantezii de grandoare, de mărire, îmbracă forme multe. La locul de muncă, ați dat de oameni din ăștia care sunt plini de ei înșiși? La locul de muncă ai asemenea oameni care se cred mai deștepți decât Einstein și mai pricepuți decât orice specialist. Îi găsești în lumea artistică, îi găsești în lumea politică, îi găsești în societate și îi găsești și în biserici. Întrebare. Știu că este vremea Facebook-urilor, a social media, a tuturor site-urilor. Ați văzut predicatori care se postează pe toate gardurile? Care își fac o publicitate din asta de parcă sunt mai importanți decât Domnul Iisus Hristos. Îs pe toate pozele și sunt bolnavi după like-uri. Dar nu numai ei. Și cântăreții, și femeile, și bărbații, și fetele, și cei mai în vârstă, toată lumea vrea să își creeze o lume a fanteziilor. Rupt de realitate. Și trăiești în această lume care e ruptă de realitate și devii robul ei. Și între ceilalți te comporți de parcă lumea aceea fantezistă ar fi lumea adevărată și aștepți să se întâmple lucrurile. Și dacă nu se întâmplă, faci efort mai mare ca să îți aduci la îndeplinire fanteziile. Fantezii de mărire, de grandoare. Într-o zi, într-o ocazie destul de tristă, m-am întâlnit cu cineva care, pe o distanță de vreo 20 de minute, mi-a vorbit numai despre sine. Acum, să nu vă imaginați că e cineva din lumea mare, a marilor personalități, e un om obișnuit. Ca și realizări sociale, ca și realizări materiale, ca și realizări de un fel sau altul, dar în ochii lui era cel mai deștept, în ochii lui era cel mai priceput, în ochii lui era singurul care poate să facă rânduială și în biserici. Așa că a început să-mi dea lecții de cum ar trebui să facem biserica. Asta peste oameni de felul acesta. Când ai ajuns acolo, suntem în acel comportament luciferic, fantezii luciferice, de autoînălțare, de autopromovare. Al doilea tip de fantezie sunt fanteziile de frumusețe. Fanteziile de imagine sau de frumusețe. Nu o să vă pun să vă ridicați mâna. Câți ne-am uitat azi dimineața în oglindă? Vă rog să nu ridicați mâna. Că și cei care nu o să ridicați mâna, nu o să vă cred. Când te-ai uitat în oglindă, ai fost mulțumit de ce ai văzut sau nu ai fost mulțumit? Acum, în această direcție a imaginii despre frumusețea noastră, este un alt pericol a fanteziilor. Când nu te accepți așa cum ești și începi să dezvolți o întreagă imaginație ruptă de realitate, cum arăți tu dacă ești frumos, dacă ești atrăgător, dacă ești grozav? Și îți creezi imaginea aceea în mintea ta,
După care te ceri cu oglinda. Pentru că oglinda nu gândește cum gândește fantezia ta. Și pentru că nu gândește cum gândește fantezia ta, începe lupta aceea cu oglinda și cu tine, până când ai vrea să crezi că ceea ce e în mintea ta, în fanteziile tale, se întâmplă în realitate. Întoarceți, vă rog, la 1 Petru, capitolul 3. 1 Petru, capitolul 3. Nu doar în secolul 21, ci și în veacul apostolic. Erau probleme de felul acesta. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de obiecte de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Problema din vremea aceea a femeilor și din vremea noastră este cum aș arăta, cum ar trebui să fiu ca să arat frumoasă. Și în funcție de intensitatea și dimensiunea fanteziilor, începe această luptă de a te face frumoasă. O să ziceți, frate Paul, ai ceva cu femeile, ferească Dumnezeu, întoarceți la cartea Iosua. La Iosua, capitolul 7. Iosua, capitolul 7. Este în vremea cuceririi Ierihonului, când toate lucrurile din Ierihon au fost date spre nimicire, dar un bărbat din armata lui Iosua n-a respectat cuvântul Domnului. Și de la versetul 20 citim așa. Acan i-a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă, prada de război, o manta frumoasă de șiniar. Mantaua care a fost făcută din țesătură din Babilon. Asta înseamnă ceva de o frumusețe, de o eleganță extraordinară. Acasă zice, am văzut-o în pradă. Am mai văzut acolo și aur și argint și le-am poftit în inima mea. Când Acan a văzut mantaua aceea, a dat drumul la fantezie. Se termină războiul, cucerim țara, ne așezăm în cetățile noastre și vine ziua când ies în oraș. Cu ce am să mă îmbrac când ies în oraș? Ce ziceți? Cu ce mă îmbrac? Cu mantaua de șiniar. Și în mintea lui se și vede prin centrul orașului mergând cu mantaua de șiniar și toți ceilalți întorc capul după el. Wow! Asta da eleganță. Asta da bărbat. Ar fi ca și în vremea de acum când te plimbi cu mașina și dai drumul la radio, la stereo, să bubuie toată strada și apeși și faci zgomot, să se uite toată lumea că mergi tu cu mașina. Sau că ești tu acolo și trebuie să atragi atenția. Acum, toată această idee fantezistă n-are nimic de a face nici cu a te îmbrăca frumos și decent, nici a te îngriji și a fi curat, nici cu a fi în toate lucrurile cu rânduială și bună cuvință, ce are de a face cu ceva care este bolnav, rupt de realitate. Ca să mă înțelegeți mai bine, îngăduiți-mi să vă dau două exemple. Într-o zi, am văzut o femeie care era bolnavă de fantezii de frumusețe. Mai întâi, nu cred că se spălase pe păr de destul de multă vreme că avea părul plin de scame din astea de la puf, de la pernă. Deci, da, e adevărat că dăduse cu spray, dar era așa, înnăclăit părul cu puf de la pernă. Dar era pieptănată. Doi, avea dinții negri pentru că s-a pus tartru pe ei și doi lipseau. Dar și-a dat din belșug cu un ruș de la ureche până la cealaltă. În mintea ei, asta era frumusețea ei. În fantezia ei, asta era frumusețea. Nici părul acela nespălat, nici dinții aceia neîngrijiți, gura aceea delăsată, ci doar problema că trebuia să pună vopseaua aceea de la ureche la cealaltă. Dar nu mă duc mai departe, că ați văzut și dumneavoastră, așa-i? Este problema unei ruperi de realitate.
O să vă rog să mă iertați dacă vedeți din când în când o femeie care a trecut de 45-50 de ani și se îmbracă și se comportă ca una de 17-18 ani. Ați văzut așa ceva? Da sau nu? Da, ați văzut. De ce face așa? Pentru că este într-o lume a fanteziei, ruptă de realitate. Că orice ai face, dacă ești de 50 de ani, ești de 50 de ani, dacă ești de 70 de ani, ești de 70 de ani, dacă ești de 90 de ani, ești de 90 de ani și niciodată nu o să fii altfel decât acolo. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te speri, să te îngrijești, să fii cu toate lucrurile în rânduială. Nu înseamnă că trebuie să fii murdar și de lăsat, dar trăiești în realitatea în care existi. Am văzut și bărbați. Bărbați care trăiesc în lumea fanteziei. Am văzut într-o zi un bărbat care avea burta cât un butoi. Dar și-a pus în jurul gâtului un lanț din ăla de aur, de parcă era lanț din ăla cu care pe vremuri legai mărhaile la jug. În mintea lui, dacă avea lanțul ăla, era dintr-o dată frumos, impresionant. Nu era problema cealaltă, că ar fi trebuit să fie un pic mai cumpătat și să aibă grijă de toate celelalte. Imaginea lui era toată la lanțuri. Este o lume a fanteziilor de frumusețe. Ne pândește pe fiecare. La unii mai discret, la alții mai vulgar. A fost problemă și în vremea apostolică, e problemă și în vremea noastră. De aceea Biblia ne învață să avem simțiri cumpătate și să așezăm lucrurile în realitatea lor, în frumusețea lăuntrică și în ceea ce înseamnă buna cuvință afară, în îmbrăcămintea noastră, în ținuta noastră, în comportamentul nostru. Al treilea tip de fantezii sunt fanteziile morbide. Fanteziile morbide. Fanteziile morbide au de-a face cu acea plăsmuire a imaginației în care faci tot felul de scenarii, care de care mai tragic decât altul. Și trăiești în lumea aceea pe care ți-ai plăsmuit-o, plină de necazuri și de nenorociri. Te vezi în scenariile făcute de tine că o să ajungi bătrân sau bătrână a nimănui. Că o să fii bolnav, că o să fii sărac, că o să fii abandonat și că o să ai o viață atât de chinuită și atât de nenorocită încât viața nu mai are nimic frumos în ea, ci tot timpul trăiești în lumea aceea morbidă. Alții în morbiditatea aceasta se duc înspre tot felul de lucruri demonice sau lucruri din ce în ce mai vulgare. Ajung în lumea aceea în care totul este plin de chinuri și de nenorociri. Alții trăiesc într-o lume care este suprapopulată de demoni, alții într-o lume suprapopulată de hoți și toată ziua și toată noaptea își imaginează scenarii, dacă vin hoții, dacă vin, dacă mă atacă, dacă mi se întâmplă, și trăiesc într-o lume de fantezii morbide. Îți faci viața chinuitoare. Toate alea sunt în mintea ta, nu în realitate. Dar, de îndată ce auzi și știrile abundă, pentru că așa e natura știrilor, de exemplu, dacă astăzi în Oradea 60.000 de oameni s-au dus la biserică, s-au rugat lui Dumnezeu, asta nu este o știre. Dacă un neisprăvit astăzi se duce în piața primăriei și arde o Biblie, ce o să se prezinte la știri? Ce ziceți? 60.000 care s-au rugat sau un nebun care arsă o Biblie? Ce se prezintă? Știrile cu precădere alimentează omenirea cu asemenea lucruri. Și când te uiți la ele și când ai văzut și toate celelalte necazuri care sunt, în lumea ta fantezistă, îți imaginezi că asta ți se întâmplă și ție. Și începi să te frământi și suferi. Întoarceți, vă rog, la Psalmul 42. Psalmul 42. Aici, psalmistul se luptă cu asemenea fantezii morbide și spune așa: cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte,
Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine. Pentru ce te mâșnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor tale și toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nu vede decât necazuri? Dacă se uită înăuntru, nu vede decât motive de tristețe? Dacă se uită în jur, nu vede decât motive de îngrijorare? Nu vede nimic frumos, nu vede nimic bucuros, nu vede nimic care să-i încurajeze inima? Numai lucruri morbide, numai lucruri de speriat, numai lucruri de groază. Uită ceea ce spune Dumnezeu că binecuvântările Lui nu s-au sfârșit, ci se noiesc în fiecare dimineață. Dar oamenii ăștia preocupați numai de lucruri morbide, n-au timp de astea. Sunt scufundați în toate acestea. Mi-aduc aminte când lucram la policlinică, a venit o soră care suferea de asemenea scenarită și, ca orice om, a avut și niște junghiuri și niște dureri și niște crampe și anumite îngrijorări, un fel de anxietate, oarece-o fi. A venit și am stat de vorbă cu dânsa, s-a dus și la un alt coleg, i-a făcut analizele și avea analizele mai bune ca mine. Și îi spun: soră, va intra dumneavoastră în cap că sunteți bolnavă, dar n-aveți nimic, sunteți sănătoasă tun. Soră, scoateți-vă din cap toate ideile astea și mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți sănătoasă, numai că la dânsa i-a intrat în cap ideea că e bolnav și că eu nu-i dau atenție, așa că s-a dus la cineva și respectiv a văzut că femeia noastră este înstărită, că are o condiție materială bună și a spus: Doamnă, dumneavoastră puteați muri în stația de tramvai. Dacă n-ajungeați la mine, dumneavoastră erați în mare, mare primejdie. Doamnă, va trebui să vă pun pe tratament și i-a scris un cearșaf întreg de medicamente, majoritatea apă de ploaie. Și a spus: Doamnă, trebuie să luați din asta dimineața la prânz și seara și să faceți asta și să veniți la control cel puțin de două ori pe lună. Și sora noastră a zis: în sfârșit am întâlnit un doctor care m-a înțeles. A văzut că eu sunt în stare gravă. Și s-a dus de două ori pe lună, zeci de ani de zile, și s-a dus așa cum se duce omul care e bolnav și își caută sănătatea. I-a îngropat pe toți ceilalți din jurul ei, dar ea tot bolnavă era. Ți-a intrat în cap așa ceva? Ți-a intrat fanteziile astea? Mai avem una și o să ne apropiem de cauze. A patra formă de fantezie intră în ceea ce se numesc fanteziile erotice. Fanteziile erotice. Când oameni obsedați de asemenea lucruri își creează o lume a lor bolnavă și murdară și își consumă o serie întreagă de trăiri murdare, de imaginații murdare, în această lume a fanteziilor erotice. Întoarceți-vă, rog, la Matei, capitolul 5. Evanghelia după Matei, capitolul 5. În predica de pe munte, Domnul Iisus atrage atenția asupra acestui lucru și spune așa: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Domnul Iisus spune: în momentul în care ai dat drumul la aceste imaginații păcătoase, deja te-ai scufundat într-o trăire păcătoasă. Când ai ajuns să la tot ce te uiți, la tot ce îți iese în față, să te duci cu mintea ta în lucrurile murdare, această fantezie păcătoasă, stricată, întoarceți-vă, rog, cartea Proverbelor la capitolul 6 și capitolul 7. Proverbe 6 și 7.
Proverbe 6 de la versetul 23. Căci sfatul înțelept este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Capitolul 7. De la versetul 6. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele și am zărit printre cei neîncercați și am văzut printre tineri un băiat fără minte. Rețineți, vă rog. Adică un băiat care are cap, dar n-are minte. Și pentru că are cap, dar n-are minte, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a hoinărit pe ulițe. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din acele străine, și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Adică umblă vagabondând, așa, prin oraș, pierde vremea. N-are de învățat, n-are de lucru, n-are de mers la biserică, nu-i la repetiție la cor, nu-i la orchestră, nu-i la fanfară, nu-i la tineret, nu-i la grupele de copii, nu-i la rugăciune, nu-i la studiu biblic, are vreme de hoinăreală. E fără minte. Era în amurg și seara. Și noaptea era neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o stricată, cu inima șireată, bună de gură și fără astâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă, l-a îmbrățișat și l-a sărutat cu o față fără rușine și i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire și m-am împlinit jurințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi de Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineața, să ne desfătăm cu dezmerdări. Căci bărbatul meu, unde e bărbatul? Nu e acasă, e plecat. A luat și rezerva de bani, deci e plecat pe multă vreme. Un băiat fără minte și o femeie cu fantezii murdare. Și dintr-o dată ni se spune că băiatul acesta s-a dus după ea ca boul care se duce la măcelărie. Vă rog să rețineți, băieților și bărbaților, nu-i bărbat și bou. Pentru că în această lume a fanteziei te dezbracă de tot ceea ce este demnitate de bărbat și demnitate de femeie. O, Doamne, păzește-ne casele! Păzește-ne biserica! Dar acum nu trebuie să mergi pe colțurile acelea de stradă, acum te duci pe internet, acum te duci la televizor, acum te duci pe site-uri murdare și îți alimentezi mintea și spurci inima cu toate lucrurile acelea care te fac să fii bou, nu om. Sunt aceste fantezii extrem de stricate, extrem de păcătoase, care prind bărbați și femei, băieți și fete, care prind tineri și bătrâni. Ascultați-mă, vă spun ca păstor înaintea lui Dumnezeu, am întâlnit bărbați bătrâni prinși în spurcăciunea asta. Am întâlnit femei în vârstă, prinse în spurcăciunea astea, copii la vârste fragede. Lasă mintea lor, imaginația lor să meargă într-o lume care este atât de stricată și periculoasă. O lume a fanteziilor. Dar care e cauza lor? De unde se nasc aceste fantezii? Cauza numărul unu, ești nemulțumit de Dumnezeu și de lumea în care te-a așezat Dumnezeu. Ești nemulțumit de Dumnezeu și ești nemulțumit de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și în această nemulțumire ajungi la ceea ce spune profetul când lutul se ceartă cu olarul. Când lutul se răzvrătește împotriva olarului și spune: de ce m-ai făcut așa? Nu-s de acord cu tine. Și când se așează această răzvrătire împotriva Creatorului, nemulțumire de felul în care Dumnezeu te-a făcut și de ceea ce Dumnezeu ți-a dat și spune la dispoziție, se produce următorul lucru. Răsturnarea ordinii creației. În mintea ta se răstoarnă ordinea creației. Nu mai respecti Creatorul și ordinea creației așezată de El. Vrei să creezi tu un univers al tău. Vrei să creezi tu o lume a ta diferită de lumea lui Dumnezeu.
Acum, universul real și normal în care trăim noi și ne-a lăsat Dumnezeu este un univers teocentric. Universul nostru este teocentric. Ce înseamnă asta? Absolut toată creația este centrată în Dumnezeu și există pentru ce existăm. Tare Biserica Emanuel. Pentru slava lui Dumnezeu. Existăm pentru slava lui Dumnezeu. Tot universul și omul au fost create și sunt ținute în ființă pentru slava lui Dumnezeu. Acesta e universul normal. În acest univers normal, Dumnezeu are un plan pentru fiecare și are un viitor și speranță pentru fiecare. Dumnezeu are o cale a mântuirii pentru fiecare și Dumnezeu are belșug de binecuvântări pentru fiecare, dar e pe calea Lui și în universul Lui. Când nu-ți place asta, răstorni ordinea creației și faci ca și Lucifer. Creezi un univers în care eu sunt șeful. Creezi un univers care este al meu. Un univers egocentric. În universul acesta egocentric, dai drumul la fantezii. E universul pe care l-ai plăsmuit tu. El nu este în realitate, este doar în mintea ta. Și acum te vei lupta să trăiești într-o plăsmuire a minții tale și să o transformi în realitate. Și vei face ca Lucifer, te vei război cu Dumnezeu. Îți vei căuta grandoare, mărire. Vei căuta să fii ceea ce nu ești și nu te-a vrut Dumnezeu sau să fii cu metodele pe care nu le-a pregătit Dumnezeu, cu metode luciferice. În acest univers îți vei căuta frumusețea în lucruri pe care nu Dumnezeu ți le-a planificat, ci ți-ai creat un univers a frumuseții tale. Și în universul frumuseții tale începi să te faci tu, să te mutilezi sau să te împopoțonezi sau să faci una sau alta, încât să satisfaci universul egoist a ceea ce ți-ai imaginat tu. Dacă ești în lumea morbidă, este un univers în care toți sunt împotriva ta. Tu ești victima universului în care trăiești, dar tot egocentrat. Că toate lucrurile sunt împotriva ta. În toate celelalte fantezii murdare, vrei să creezi un univers în care toate pornirile și poftele păcătoase să ți le satisfaci cum vrei tu într-o lume păcătoasă. Este o răsturnare a realității, este o reinterpretare a ei și o schimbare a destinației lucrurilor pe care le-a creat Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit pentru toate o rânduială, Dumnezeu a stabilit pentru toate un scop, Dumnezeu a stabilit pentru toate o vreme și noi spunem binecuvântat să fie numele Domnului. Dar cum să mă vindec? Vindecarea începe când mă întorc la universul teocentric. Apostolul Pavel ne spune în Evrei 11:36, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava. Adică din el, din Iisus Hristos, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, și eu și tu, și viața mea și viața ta, și darurile mele și limitările mele, toate sunt din El, prin El și pentru El. Și El are un plan pentru mine și pentru tine. Este un univers cristocentric. Când mă întorc la universul acesta, este universul real pe care îl guvernează Dumnezeu. Dumnezeu este la cârmă și Dumnezeu își împlinește voia Lui și voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. Și când mă întorc la El, când văd măreția Lui, când văd frumusețea Lui, când văd dragostea Lui, când văd înțelepciunea Lui, când văd cum m-a creat, spun și eu ca și David, te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Acum, David a fi spus, Doamne, nu sunt chiar așa de minunat, că Saul e mai înalt ca mine. Cel puțin de la umeri în sus e mai înalt ca mine. Dar David nu se uită la înălțimea lui, nu se uită la faptul că el este blond și ceilalți sunt bruneți, nu se uită la celelalte lucruri, ci spune, Doamne, când mă uit la ceea ce ai așezat în mine, te laud că sunt o făptură așa de minunată, pentru că sunt creat după chipul și asemănarea ta și pentru slava ta. Un univers cristocentric. Se spune despre un băiat tânăr căsătorit, care a avut o soție mofturoasă, la care nimic nu-i plăcea, nimic nu era bine, nimic nu era pe pofta ei,
Că într-o zi a dus-o la planetariu. Merg să vadă planetariu. Și s-a uitat cum se învârt planetele și tot sistemul solar. Și când au terminat, soția îl întreabă, dar poți să te întreb de ce m-ai adus la planetariu? Soțul a zis, da, dar de ce? Ca să vezi că lumea nu se învârte în jurul tău. Nu se învârte nici în jurul meu. Lumea fanteziilor este o lume în care vrei să se învârte tot în jurul tău. Și așa te îmbolnăvești. La minte, la imaginație, la inimă, la voință, la comportament, la viață și veșnicie. Dar când mă întorc la el și înțeleg că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile și spun, atunci, a ta să fie slava. Și Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, se încheie în această notă extraordinară, cristocentrică. La finalul istoriei, la finalul când toate lucrurile vin spre concluzia lor finală, când totul ajunge la ceea ce este împlinirea planului lui Dumnezeu, am văzut cerul deschis. Și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se chema cel credincios și cel adevărat și cel ce judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări, pe cai albi, îmbrăcate cu inimi subțire, alb și curat, și din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu. Și pe haină și pe coastă avea scris numele acesta Împăratul Împăraților și Domn al Domnilor. Dragul meu, în univers este un singur Dumnezeu adevărat. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu adevărat și acela nu ești nici tu, nici eu. Reține. Dacă vrei să-ți creezi un univers paralel cu al lui Dumnezeu, te duci în esența păcatului luciferic. Răzvrătirea merge până la răsturna creația universului. De a te introna pe tine Dumnezeul universului tău. Te duci în această lume a fanteziei. În această lume a rătăcirii și unii au rătăcit drumul și nu se mai știu întoarce. Te duci în această lume în care veșnicia va fi departe de El. În această lume creată de El. A venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră și sub toate poverile și încercările noastre a strigat peste veacuri. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. A venit la toți cei care au impresia că viața este pustie și a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și cine va bea din apa aceasta, spune Domnul femeii, din inima lui se vor țâșni râuri de apă vie, care merg înspre veșnicie, cum zice Scriptura, adică o plinătate dumnezeiască. Pentru că Dumnezeu ne-a creat în universul acesta teocentric, ca să fim din El, prin El și pentru El și să avem parte de toate binecuvântările Lui, a Lui să fie slava. Ești prins într-o lume a fanteziilor, fantezii de grandoare, fantezii de frumusețe, fantezii morbide, fantezii erotice sau de altă natură. Înțelege, cauza este răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Nu accepți ceea ce a creat Dumnezeu și vrei să te faci pe tine însuți Dumnezeu. Și îți creezi o lume a ta, spre nenorocirea ta aici și veșnică. În lumea aceasta vindecarea este în Iisus Hristos Domnul. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Iisus Hristos. Și când mă întorc la El, când mă întorc la El, trăiesc cea mai mare bucurie, cea mai mare eliberare din egocentrismul meu, din robia mea, din nebunia mea, din rătăcirea mea. Descoper sensul vieții și descoper viața din belșug. Și Domnul Iisus spune, pe cel ce vine la mine, pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Și te întreb, pot veni și eu? O, dar poți veni și tu. Vă pot spune de-a lungul anilor câți oameni au venit dintr-o lume a rătăcirii în fanteziile lor, câți s-au întors la Dumnezeu și au trăit miracolul eliberării, a vindecării, câți oameni au trăit bucuria vieții din belșug. În dimineața aceasta ți se oferă și ție, pentru că Domnul vieții, Domnul mântuirii, Domnul slavei spune, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Vă invit să plecăm capetele.
Și acum stăm în rugăciune înaintea Domnului. Lasă cercetarea Duhului Lui Dumnezeu și a Cuvântului Scripturii să aducă lumina asupra vieții tale. Și dacă ești prins în lumea fanteziilor, înțelege cauza, înțelege consecințele, înțelege comportamentul, dar înțelege și oferta lui Dumnezeu spre vindecare, spre eliberare, în Hristos Domnul. Într-o rugăciune în care îi mărturisești Domnului, într-o rugăciune în care îi spui ceea ce se întâmplă, ce te frământă, ceea ce te chinuie, ceea ce te robește, într-o rugăciune în care îți recunoști starea așa cum ești, vino la El așa cum ești. Vino la El și spune-i povara ta, frământările tale, frustrările tale, falimentele tale, dorința ta, strigătul inimii tale după eliberare și viață din belșug. Stăm în câteva clipe de rugăciune.